Eveniment unic în Transilvania. Recent, o echipă de studenți clujeni au lansat un nou de prepeliță în spațiu. Totul cu ajutorul unei rachete care s-a întors la sol împreună cu oul doar puțin crăpat. Tineri studenți de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca au participat la o competiție de rachetomodelism, unde au avut posibilitatea să-și construiască singuri și să-și lanseze propriile modele de rachete din carton. Astfel, ei au pus în practică ceea ce au învățat la cursuri. Competiția a fost câștigată de echipa Foxtronomy cu racheta 24K, care a zburat la o altitudine de 280 de metri, iar oul de prepeliță transportat a ajuns la sol doar puțin crăpat. Avem o altitudine de 280 de metri. Aplauze pentru echipa numărul 2. Ou nu mai e. Nu intră acolo. Pardon. Să vedem și ou. Oul este crăpat. Oul este crăpat. Dar nu spart. Fiecare membru al echipei a primit drept premiu câte un elicopter radio comandat.